Câte selecții ai la Ioana Națională? 14. 14. Îți zic lista de atacanți pentru dubla asta. Ali Bec, Drăguș, Bârligea, Luis Munteanu. 38 de selecții în total. Încă doi n-au niciuna. Bârligea și Luis Munteanu. Ali Bec are 33 și Drăguș 5. Mă rog, asta spune ceva foarte bine că sunt cei doi care, mă rog, au lăsat o impresie bună și e bine că sunt promovați, sunt tineri, dar ne bazăm totuși cam pe destul de puțin. Pe talentul și inspirația lui Ali Bec, care oricum nu mai evoluează, mă rog, evoluează în altă parte. O să mi se spună că și acolo e un campionat puternic. Ok. Și pe revenirea lui Drăguș de ultim moment, nu? Pentru că... Da, am văzut ultimele trei meciuri la Gaziantep și chiar într-o formă sportivă bună. Are ritm, intensitate, l-am văzut agresiv, ofensiv, a făcut și faza defensivă. Bine, e clar că nu știu, are poftă așa de a arăta lucruri Drăguș și eu sper să văd asta și la nivel de echipă națională. Chiar bine. Ultimele două meciuri chiar am scris. În ultimul, dar da. Cele dinainte... Asta cu Bașa Cehir a fost acum, nu? Da, 2-0 parcă a fost, da. Au pierdut 2-0. Dar bine, Drăguș a pus forță pe el, carne așa, nu știu, îmi place cum arată și avem nevoie de profilul acesta de jucător pentru că, așa cum ai spus tu, duce în lipsă de atacanți. Da, important e și cum aduci mingea la atacanți, dacă are cine să ți le pună pe tavă, nu? Dar important e să ai și acolo calitate la finalizare. Hai să vedem ce spune Edi Iordănescu înainte de... astăzi a fost primul antrenament cu toți, cred. Bine, în afară de Camora, care a pierdut această convocare din cauza accidentării, a venit Borza. Edi Iordănescu. Gândurile noastre se îndreaptă spre concentrare maximă, concentrare în pregătirea acestei duble, chiar dacă jocurile le tratăm separat, dar este cea mai scurtă acțiune din această campanie și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Am depășit multe provocări în această campanie, dar tot timpul atunci când am dat 200% pe teren. Și astfel ne-am câștigat acest statut de echipă plasată pe un loc calificabil, neînvinsă și cu cea mai bună defensivă. Trebuie să gestionăm foarte bine această provocare din nou cu timpul foarte scurt. Orice joc are povestea lui și orice joc pentru noi este deosebit pentru că este foarte important. Sigur, acum e un context diferit, dar, cum am mai spus, trebuie să trecem peste orice fel de obstacol. E din nou o provocare. Mergem pe un teren neutru, însă nu ne garantează nimeni puncte. Va trebui să muncim pentru ele, va trebui să arătăm din nou atitudine, determinare, spirit și să punem tot ce avem mai bun din primul minut până în ultimul. Doar așa avem o șansă ca să ducem punctele mult necesare la București. Iar jocul al doilea, cu toate că știți că nu-mi place să mut atenția către jocul 2, tot focusul trebuie să rămână în momentul ăsta pentru primul joc, dar un joc cu emoție cu siguranță deosebită, pentru că vom avea mii de copii în tribune și sunt sigur că va fi ceva deosebit pentru noi toți, o experiență unică. Multe mă îngrijorează, dar rostul meu este, ca de obicei, să transform grijile în soluții și asta e preocuparea mea numărul 1 și a staff-ului. Pentru orice antrenor este foarte important ca să pregătească jocul cât mai în detaliu și timpul este împotriva noastră de această dată, spre deosebire de adversarul nostru direct. Noi suntem cu șanse reale pentru calificare, dar am trecut multe obstacole și cu siguranță că avem puterea să depășim și acest obstacol. Am câștigat caracter frumos, un grup cu caracter, devotament. Deja ne cunoaștem foarte bine între noi, băieții se cunosc foarte bine. Cred că suntem într-un moment, într-o fază în care fiecare trage pentru cel de lângă el și această coeziune poate să contribuie în mod decisiv la ceea ce înseamnă calificarea României după mult timp din nou la un turneu final. Dacă
această calificare va veni un pic mai repede și ne vor ajuta și rezultatele colaterale e binevenită. Dacă nu, suntem pregătiți să ducem lupta până în ultima secundă acestei campanii. Da, citesc din Ianis Hagi într-o declarație pentru ProSport. Majoritatea celor din lot suntem nucleul, e vorba despre echipa națională, bineînțeles, nucleul de la Euro 2019, sub 21 de ani. Ne cunoaștem toți de la 12-13 ani. Cu Denis Man am fost coleg de cameră la selecțiile echipelor naționale când aveam 11 ani. Ne cunoșteam din teren ca adversar din turnee de pe la 10 ani. Edi Iordănescu are meritul că a avut încredere în acest nucleu și ne-a oferit această încredere, nu doar că a avut-o. Și conexiunea cu fotbaliștii cu experiență e gestionată foarte bine de Edi Iordănescu. De exemplu, eu joc împreună cu Stanciu deja de 5 ani la Națională. Cu Alibec, nu mai zic, eram copilul lui de minci când era mai mic și el juca în Liga 1. Aici, așa explică Ianis Hagi, sau încearcă să scoată în evidență unul din meritele lui Edi Iordănescu, această încredere pe care o are și pe care le-o și oferă, nu doar că o are, și omogenitatea. Fiind jucători care se știu de multă vreme. Deja ar trebui să obținem calificarea, nu? Pentru că, tocmai, și ăsta este un argument, dar e și o obligație, că dacă nu acum, da. Nu mai vorbesc de contextul favorabil, rezultate indirecte. Uite, ce, nu vreau să zic, dar poate să încurce și pe Israel, poate să încurce contextul politic și războiul până la urmă, nu? Sigur că da. Belarus e încurcată de context, pentru că trebuie să joace în deplasare în Ungaria, meciul okay, de acasă. Da. Hai deci să zicem că e un context favorabil. Poate că pe Belarus, deși la meciul de acasă am avut ceva probleme, dar poate că reușeam oricum. Dar hai să nu zicem că urmează meciul cu ei și cine știe ce se mai întâmplă. Dar ideea ar fi că, ok, Edi are meritele astea și nu numai astea, noi ne știm de mult, ar fi cazul să o obținem performanța asta, nu? Performanța de a ne califica la turneul final. Da, așa ar suna, să zicem, o declarație completă, dar a scos în evidență partea asta, că se cunosc de mult și argumenta cumva, eu știu, unitatea dintre jucători, da. Și mie mi se pare destul de dinamic așa lotul, adică stafful național a fost atent la, eu știu, forma de moment a fiecărui jucător. Scoteai mai devreme în evidență că n-au multe selecționări, dar asta tocmai înseamnă curajul, până la urmă, și normalitatea. Că joacă cine e în formă, nu neapărat cine a adunat de-a lungul timpului mai multe selecții. Bun, și ai grijă să mai aduci niște oameni care să fie, nu neapărat că sunt decisivi în campania asta, ci să fie pe lângă echipa națională. Dar, dincolo de orice, sigur că valorează doar rezultatele, vor conta, dar eu sunt foarte optimist. Adică mi se pare o stare de spirit propice așa unei performanțe la nivelul la care îl așteptăm noi, adică o calificare. Denis Alibec, ia să vedem ce spune și el. Mai avem 4 meciuri până la îndeplinirea obiectivului nostru. Cum vezi tu acest final de campanie? 4 meciuri foarte grele, cu echipe care au pus probleme tuturor, dar noi trebuie să fim concentrați, să mergem să câștigăm cu Belarus și după acasă cu Andorra trebuie să dăm totul ca să rămânem în primele două poziții. Cu 4 meciuri înainte de final, sunt de pe locul 2, loc de calificare, neînvinși. Dacă ți s-ar fi oferit această situație înainte de startul preliminarilor, ai fi acceptat-o? Da, poate cu mai multe victorii. Am jucat deja cu toți adversarii. Care echipă te-a surprins până acum? Cu cine a fost altfel decât poate te-ai fi așteptat tu să fie? Cu Elveția, cu siguranță. Am intrat în teren contra lor, am zis să mergem să le facem pressing, dar a fost imposibil, să zic așa. Au un joc foarte, foarte frumos, foarte simplu și s-a văzut cu acesta, chiar dacă am reușit să egalăm pe final. Cum te simți să fii unul dintre cei mai experimentați jucători din lot? La această acțiune doar Florin Niță te depășește ca vârstă. Da, am ajuns și aici. Da, a trecut foarte repede timpul. Sunt bucuros că încă sunt aici la Națională, că pot să-mi ajut țara și sper să fac cât mai bine în continuare. Simți că te și responsabilizează acest lucru, că ești unul dintre cei mai experimentați? Cu siguranță, da. Cum și eu aveam modelele mele când eram mai tânăr, așa sper și cei tineri să ia exemplul meu ca pe unul bun.
Partida contra Belarusului se va juca cu stadionul gol. Unul dintre golurile tale la națională l-ai marcat în astfel de condiții, mai exact în Austria, pe timpul pandemiei. Cum simte un fotbalist bucuria unei reușite fără public? Da, important e că suntem toți împreună, jucătorii, stafful și simțim energia unui gol, unei bucurii și e important să ne bucurăm împreună. Chiar dacă, nu știu, de când am început să joc la națională, am prins ba pandemie, ba nu au fost suporteri și acum ultimele luni am început să joc cu suporteri și mă simt foarte bine. Urmează apoi cu Andorra un meci în care pe stadion vor fi copii, mii de copii. Va fi ciudată senzația? Cum te aștept să fie atmosfera? Mă aștept să fie una bună. Vă dați seama că copiii au energie, o să ne ajute foarte mult și o să strige tot meciul. Din actualul lot, doar tu și Nicu Stanciu ați fost la ultimul Euro în 2016. Cum privești tu diferit față de atunci prezența la un turneu final? Ți s-au schimbat cumva perspectiva? Da, cu siguranță. Mă gândesc, sunt mult mai matur acum, știu ce înseamnă să fiu la un turneu final. Cred că și atunci puteam face mai mult, să ieșim din grupă, dar acum cred că avem un grup mult mai unit, mult mai bun și cred că putem face față. Marius, cum stăm înaintea acestei duble? Jocul nu dă speranțe prea mari la ceea ce am văzut în meciurile cu Kosovo în deplasare, cu Elveția în deplasare și acasă cu Israelul. Mi-a dat ceva bucurie meciul cu ultimul meci pe care l-am și câștigat, cu Kosovo. Dar, din păcate, văzând ceea ce s-a întâmplat în meciurile anterioare, este imprevizibil tot. Adică nu pot să spun că echipa națională a dat o constanță, a avut un joc constant bun. A câștigat cu mare noroc în Kosovo, cu un noroc fenomenal în Elveția și la fel n-a câștigat. Adică egalul. Și la fel și cu Israelul. Dar până la urmă lucrul ăsta pe mine mă îngrijorează. Criză majoră de atacanți. Te îngrijorează că am adunat puncte. Mă îngrijorează că e imprevizibil și atunci nu pot să spun, da, domne, suntem favoriți cu Belarus, îi batem sigur. Nu pot, pentru că zic, da, dacă jucăm cum am jucat cu Kosovo, dar dacă... Și atunci, din punctul ăsta de vedere, mențin așa o oarecare rezervă de îngrijorare, dar sper să facem 6 puncte. Dacă reușim 6 puncte, eu zic că calificarea este 90% rezolvată. Deci urmărești cu îngrijorare, așa cum mai faceți meciul ăsta, da. Cu Belarusul, meciul cu Belarusul, cu Andorra, ar fi culmea. Cred că ați făcut glumă. Da. Că urmărești cu îngrijorare. Bun, l-a spus pe Daniel Pancu, care are și el dubla lui cu Armenia și Finlanda, nu? Da, și la echipa de tineret, după aceea Radu Drăguț, să vedeți ce vă așteaptă la Supra Valcronica. Istoricul în România, lăsând la o parte turneul final și cel din 98 și ăsta din 2023, ne spune că echipa Under 21 nu prea a avut parte de un public numeros la jocurile din capitală. Mi-aș dori, ne-am dorit cu toții ca tradiția asta să se schimbe acum pe Giurești, dacă jucătorii au ocazia la fiecare 3 zile să-și ia porția de satisfacție, pentru că au victorii, majoritatea dintre ei au victorii de atunci. La antrenor este mai greu, pentru că a fost un singur meci. Nu știu cine a putut să conteste metodele mele. Jucătorii s-au trezit la 8 dimineața, deci nu a fost niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Iar o antrenare a unei faze fixe, la fel, nu știu de cine ar fi putut fi contestat. Că îmi place ca o echipă antrenată de mine să aibă ocazii, situații și să marcheze goluri. Asta e, de la lucrul ăsta plec. Sigur că trebuie să existe echilibru. Sigur că antrenăm și faza defensivă. Suntem un popor cu 20 ceva de milioane, chiar dacă mulți dintre ei au plecat în străinătate, au rămas. Deci să fii la nivelul tău de vârstă, printre cei mai buni 23-25, cred că ar trebui să fie un sentiment de bucurie și de mândrie și să faci absolut totul ca să respecti tricoul echipei naționale și să dai tot ce e mai bun pentru a avea victorii, rezultate bune. Chiar dacă avem și noi probleme, acum mi-am făcut o imagine așa despre grupul, o aveam și înainte, dar acum văzându-i e foarte echilibrată, orice echipă poate termina pe locul 2, poate termina și pe locul 6. Cu siguranță, dacă nu vom repeta greșelile de la primul joc, dacă vom greși mai puțin, dacă vom menține starea de spirit bună, dacă vom avea și șansa de partea noastră, ne putem califica cu siguranță.